pentru a face montura de rig. După cum puteți vedea, pentru a face montura de rig trebuie să facem această buclă, iar apoi cu capetele buclei înfășurăm peste tija câligului, practic îl matisăm. Am aici o mică dificultate. Deci matisăm exact cum se vede în imagini, de vreo 4-5 ori. După ce matisăm, strângem zona matisată, ceva de genul, iar apoi firul principal este tras spre exterior. În acest moment vom avea o zonă matisată strânsă foarte, foarte bine, undeva la mijlocul tijei cârligului. Acum vom așeza perfect firele să se afle în același plan, în același ax. Da? Și vom începe să aducem zona matisată spre curbura cârligului. Imediat vă arăt. Acum. Da, unde începe curbura cârligului. Strângem bine nodul din nou. Acum vom tăia acel exces de fir. Firul pe care îl folosesc este un fir soft cu cămașă. Se poate folosi și un fir fluorocarbon rigid sau chiar un fir cu cămașă rigid. Am tăiat, acum topesc un pic excesul care a rămas. Și nu ne rămâne de făcut acum decât să tăiem lungimea firului, să calculăm noi cam cât vrem să fie rigul de lung. Iar următorul pas va fi să adăugăm pe acest fir un anou, un vârtej sau un microanou, un microvârtej cu anou. În acest caz, eu voi folosi un vârtej, un microvârtej cu anou. O să vă arăt imediat, sper că o să se vadă la cameră. Este foarte întâlnit atunci când facem monturi Roni Rig 360, în special atunci când vrem să punem noi momeala cât mai aproape de cârlig. Acum luăm acest microvârtej cu anou și îl introducem pe fir. Îl tragem până lângă cârlig. Iar acum ne întoarcem cu firul către ochetul cârligului. Aici trebuie să fiți voi foarte atenți, foarte atenți, pentru că trebuie să vă ajustați exact cum va arăta acest D. Practic asta înseamnă. D-ul este ansamblu format de fir și tija cârligului. Da? Acum începem să matisăm după ce ne-am ajustat în prealabil D-ul nostru. Ținem foarte bine strâns ce am selectat acolo și începem să matisăm ca și cum am face un nod obișnuit la ochet. Da? De 3-4 ori. Acum ne întoarcem la fel dinspre exterior spre interior și am obținut D-ul
pe tija cârligului. Da, vedeți, în acest moment microvârtejul cu anou va culisa pe acest fir. Așa cum vă spuneam, puteți să folosiți și fire cămașă și fire rigide fluorocarbon. Efectul va fi același. Voi lua acum și un tub anti-tangle, un con anti-tangle, pentru că plantez nu este neapărat nevoie de el, dar pentru protecție și pentru a se așeza mult mai bine firul rigului pe substrat. Facem un nod normal. O să înlătur excesul de la buclă, de la nodul pe care tocmai l-am făcut. Și acum nu ne rămâne de făcut decât să adăugăm momeala pe micro vârtej. Voi folosi o bilă tare de această dată. Iar ca să o fixez pe micro vârtej, voi folosi un flos. E practic o oață, cum sunt cele pe care le folosim atunci când ne curățăm dinții, o oață dentară, ca să zic așa. Deci este un flos. Cam toate magazinele online din România comercializează așa ceva. Puteți să folosiți și un fir pe care îl aveți voi în trusă, un fir textil mai subțire. Da? Facem un nod pe microvârtej, iar acum cu o croșetă o să trec eu ambele capetele ale aleației prin boilies. Imediat o să vedeți. Croșetă pentru boilesuri. Prind ambele fire în capătul croșetei și tragem normal. Am scos ambele capete, după cum puteți vedea. Acum am fixez eu bila pe microvârtej, da? Aproape de centrul microvârtejului. Acum fac un nod cu ajutorul celor două capete de ață. Voi tăia excesul celor două capete de ață și voi folosi bricheta pentru a topi acel mic exces. Cam așa arată în momentul ăsta. Am topit și capetele. Tasez un pic cu fundul brichetei, un pic de salivă și e perfect. Cam așa arată deul după ce am pus momeala pe el, vedeți? Bila va culisa de la nod la nod, conferindu-i o mobilitate sporită. Asta este montura. Sper că ați înțeles și că v-au fost utile aceste informații. Nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, fire întins. V-am pupat, numai bine!
Frumos. Frumos. Un comun superb. Mângâie-l un pic pe domnul comun. Vezi că stai în lumină. Bravo, bravo, da. Șalupa. Bineînțeles, numai la jurnalul pescarului.